La mulți ani, Ambasada Sustenabilității. Legătura noastră e de fapt mai veche, de 4 ani, pentru că, dacă mi-aduc aminte bine, în octombrie 2017, când am lansat dialogul pentru a pregăti strategia pentru dezvoltare durabilă a României, deja a fost invitată Ambasada Sustenabilității prin domnul Dragoș Tuță ca să fie unul din vorbitori la această întâlnire importantă, unde am pornit și noi la drum departamentul pentru a concepe o relație interinstituțională, cum să implementăm Agenda 2030, cum să gândim mai sustenabil, și ne-ați fost alături tot timpul. Și în acești ani, nu numai că am participat la foarte multe întâlniri, cred că am fost acolo și când s-a lansat Ambasada Sustenabilității, am fost acolo ca partener, evident, atunci când am lansat Coaliția pentru o Românie Sustenabilă, care ne e partener oficial, și cred că aici e cel mai bun exemplu, ați fost un catalizator, pentru că aveți, din câte știu eu, mai mult de 100 membrii cu care colaborăm aproape săptămânal, la mai mare, și sper cât de curând să avem și o zi a sustenabilității în România, unde iarăși împreună am pus umărul în urma inițiativei lansate de ambasadă ca să avem ziua de 27 octombrie, o zi a sustenabilității în România. Sper cât de curând să putem spune da, avem o societate mai sustenabilă și, sigur, Ambasada Sustenabilă, Ambasada Sustenabilității este și va fi un partener de nădejde. La mulți ani!